stare. Sunt de acord cu poetul Ioan Mureșan, care ne-a convins că istoria a fost mai întâi poezie. În vremurile de demult, trecutul era recitat frumos și chiar cântat. Poezie pusă pe muzică, ce poate fi mai frumos? Surprins, fiindcă aduce o încheiere la o poveste pe care am folosit-o eu însă atunci când mă pronunțam împotriva adevărurilor absolute.